Jurnalele RTT. Știri la fix. O bijuterie. Asta se poate spune despre noul aspect al clădirii de pe strada Sfântul Ioan, numărul 10. Lucrarea de reabilitare a fațadei și șarpantei imobilului a fost recepționată astăzi în prezența primarului George Scripcaru. Vă amintim, lucrarea a fost cofinanțată în proporție de 50% de primăria Brașov, în baza legii privind măsuri de creștere a calității arhitectural-ambientale a clădirilor, în cadrul unui program pilot lansat de municipalitate, în parteneriat cu Asociația Împreună pentru Dezvoltarea Comunității în anul 2018. Practic, proprietarii imobilelor din centrul istoric pot beneficia de cofinanțare dacă îndeplinesc condițiile legale prevăzute în ghidul pentru intervenții de reabilitare a fațadelor. Cota 50% din partea municipalității pentru cei care vor să-și reabiliteze, au un proiect, au autorizație și au toate documentațiile validate. Cu ceea ce înseamnă costurile din acest punct de vedere, 100%, 50% este partea noastră, 50% este partea proprietarului. Fațada casei de pe strada Sfântul Ioan 10 este doar prima reabilitată prin acest proiect. Urmează și celelalte care sunt în momentul de față într-o derulare, urmează să fie montate schelele pentru începerea lucrărilor în piața Enescu, clădirea Loto, Pronos, la fel din zona centrului istoric, de pe Bariciu. De asemenea, urmează să intre în această procedură de executare a lucrărilor și sper să fie un exemplu care să fie preluat de cât mai mulți proprietari care să facă acest lucru, documentațiile și cu sprijinul Primăriei Municipiului Brașov și Asociației cu care suntem noi parteneri, să derulăm cât mai multe asemenea lucrări și cofinanțări de la bugetul local pentru multe din aceste, dintre acestea care se află în zona centrului istoric. Anul acesta, frecvența solicitărilor înregistrate la primărie a fost de 10 pe lună. Cel puțin 80 de solicitări până în acest moment sunt în procesare la primărie. E vorba de mica intervenție care nu necesită în mod deosebit autorizare. Practic, toate clădirile din centrul istoric pot să-și recapete aspectul din vremurile de glorie, indiferent de forma de proprietate. Și pentru Rial, unde este cotă parte Rialo, trebuie să coparticipe sau să poată să fie aplicat același lucru și cu obligații și cu responsabilități, indiferent dacă este Rial. Nu există o clădire unde Rialul să fie un proprietar majoritar, are o cotă parte minimală care nu reprezintă practic o majoritate dintr-o clădire, dintr-un imobil. Important este ca proprietarii să își dorească renovarea fațadelor, pentru că pe lângă cofinanțarea lucrărilor, primăria și AIDC îi sprijină și în ceea ce privește demersurile pe care le au de făcut, acordând consultanță gratuită. Municipalitatea dorește să stimuleze acest tip de inițiativă în Brașov. Firmele care vor să-și îmbunătățească eficiența energetică pot apela la granturi norvegiene și din spațiul economic european. Obiectivul noului program este mai puțină energie obținută prin consumul de carbon și siguranță crescută a aprovizionării. Proiectele trebuie să vizeze creșterea eficienței energetice a clădirilor în industrie, în infrastructură, a produselor și în sectorul transporturilor. Este vorba de granturi norvegene și cele din spațiul economic european. Se adresează întreprinderilor mici și mijlocii, ONG-urilor și BN și celor care sunt bugetari, în special IMM-urilor care urmăresc ca prin proiect să aibă o reducere a emisiei de gaze. Eficiența energetică se adresează în mod special IMM-urilor care doresc o eficientizare la nivel de industrie, la nivel de produs, infrastructură sau transporturi. Finanțarea este cuprinsă între 200 de mii și 2 milioane de euro pentru apelul 4A și 4B și între 50 de mii și 200 de mii de euro pentru apelul schema de granturi mici. Bugetul total acordat este de peste 12,5 milioane de euro, iar eligibile sunt firmele înființate de cel puțin 3 ani, din domenii care au strânsă legătură cu activitatea pentru care este depusă aplicația. Termenul limită de depunere a documentației este 20 ianuarie 2020, ora 14.
34 Barad va avea traseul modificat în acest weekend. În zilele de 14 și 15 septembrie, autobuzele de pe linia 34 Barad, triaj fundătura Hărmanului Vlahuță Hidro A, vor circula pe un traseu modificat din cauza lucrărilor ce vor fi făcute de sucursala regională de căi ferate Brașov, la pasajul CF de pe strada fundătura Hărmanului, din vecinătatea Colegiului de Transporturi. Astfel, autobuzele liniei 34 Barad nu vor mai circula pe strada fundătura Hărmanului, ci vor merge deviat, după cum urmează, pe sensul triaj Hidro A. Triaj strada Hărmanului, stația Arad BV, strada Zaharia Stancu, strada Timișul Sec, Timiș Triaj, stația facultativă, traseul obișnuit. Pe sensul Hidro A triaj, Hidro A, traseu obișnuit, CET, strada Timiș-Triaj, stația facultativă Timiș-Triaj, strada Timișul Sec, Hărmanului, stația Arad BV, triaj. Asta înseamnă că pe parcursul zilelor de sâmbătă și duminică, autobuzele de pe linia 34 Barad nu vor ajunge în stațiile de pe strada fundătura Hărmanului, de pe ambele sensuri de circulație, respectiv liceul CFR, Metabras și fundătura Hărmanului. Reprezentanții RADBV ne asigură că imediat ce lucrările vor fi terminate, se va relua circulația pe traseul obișnuit. A început Festivalul de Muzică Bizantină, o premieră pentru Brașov. Toată lumea este așteptată la 5 zile de muzică psaltică în cadrul Festivalului Internațional de Muzică Bizantină aflat la prima ediție. Festivalul, ce se desfășoară sub înaltul patronaj al Mitropoliei Ardealului între 11 și 15 septembrie, reunește grupuri psaltice din România, Serbia, Grecia și Liban. Vor participa 7 coruri, dintre care amintim Bizantion de la Iași, Nectarie Protopsaltul de la București, grupul Tronos al Catedralei Patriarhale, grupul Psaltic Chivotul al Catedralei Metropolitane din Iași, grupul Filomelos, corul Sfântul Ioan Damaschin din Serbia, apoi vom avea din Grecia, din Atena Gheorghisa Mariam Scorda, din Salonic Vangelis Ghicas, din Liban Beirut Ribale Vehbe, împreună cu grupul Psaltic Chirios al brașovenilor, ce activează de aproape 3 ani. Programul evenimentului include conferințe susținute de teologi și oameni de cultură, precum și o expoziție de icoane realizate de soții Matei și Maria Cornelia Schinteie din Covasna, iar evenimentele sunt adresate tuturor. Materialele și conferințele sunt pentru toate categoriile, de oameni sociale, să zicem așa, din punct de vedere intelectual. Am ales acest lucru pentru că este primul festival de muzică bizantină din Transilvania, este la prima ediție, muzica bizantină nu este la ea acasă aici, tot timpul a fost, dar a fost ruptă, ștrangulată și atunci nu putem avea pretenții, ci trebuie să creștem. Festivalul se desfășoară în Catedrala Adormirea Maicii Domnului din Piața Sfatului, Biserica Sfinții Apostoli Petru și Pavel din Ghimbav, bisericile Schimbarea la față de la Micșunica, Sfânta Treime de pe strada George Barițiu, nașterea Sfântului Ioan Botezătorul din Poiana Brașov, Sfinții Împărați Constantin și Elena din Zărnești, la Sala Patria din Brașov, la Facultatea de Muzică și la Biblioteca Județeană George Barițiu. Evenimentul reprezintă un concept al grupului Psaltic Chirios din Brașov și este organizat de Asociația Cultural Creștină Ortodoxia și Asociația Ne-am Unit România. Brașovul se pregătește pentru Bienala Internațională de Arte Vizuale. Bienala Albastră, Chronicon, reunește lucrările a peste 200 de artiști în mai bine de 10 spații de expunere, adică 2000 de metri pătrați. Între 20 octombrie și 20 noiembrie, Asociația Culturală Artesenția va scrie o cronică a artelor vizuale contemporane, redefinindu-le. Tema lansată de curatorii evenimentului Victoria Țăroi și Cristina Angela Simion este Arta ca revelație și metamorfoză a realității și se va înscrie în anul cărții decretat astfel de Ministerul Culturii. Toate artele sunt invitate anul acesta la Brașov în cadrul festivalului Sub puterea lui Albastru.
Albastru este culoarea pe care Consiliul Mondial a ales-o pentru mileniul acesta. Albastru este culoarea creativității, a creației, a spiritualității, este o culoare celestă. Dar toate s-au mulat pe căsuța albastră și galeria albastră, care sunt sediul și galeria Asociației Culturale Artesentia, asociație care organizează această bienală. De asemenea, bienala va conține și expoziții de autor, fiind invitați 13 artiști consacrați internațional și național. Astfel, zilnic vor avea loc vernisaje, concerte, lansări de carte și dezbateri pe teme culturale de actualitate. Nu va lipsi nici arta textilă, ceramica, sticla, instalație, experiment vizual, performance art, happening, mapping și tehnicile mixte. Da, sunt lucrări expuse în spațiu public. Primăria ne ajută în acest sens, în fața teatrului și în lateral a teatrului dramatic Sică Alexandrescu. Vor fi expuse lucrări de autor ale invitatului în bienală, Liviu Mocan, sculptor din Cluj. Publicul va fi așteptat la Art 10, centrul multicultural al Universității Transilvania, Biblioteca Județeană, Casa Junilor, Galeriile Albastră, Europe, Cronart, Hub Cultural Visual, Casa Ștefan Baciu, Librării din Brașov, Sala Patria, Teatrul Dramatic, Opera Brașov, Turnurile Cetății, Poarta Ecaterina, Tipografia și Cetatea Feldioarei. În această perioadă este deschis apelul de înscriere pentru voluntari adresat persoanelor care au interese în domeniul artelor vizuale sau care vor pur și simplu să se implice în comunitatea culturală a Brașovului. Că noi suntem oameni ca oricare alții și să ajutați la înființarea unui proiect care poate, cu noroc, va fi o primă ediție pentru mai multe chiar generații de oameni care să o vadă. Dacă știți, Bienala de Veneția și a început de undeva, de la un moment, și acum o să înceapă și aceasta de la un moment, să zicem așa. Fiți alături de noi în încercarea de a crea această bienală foarte importantă pentru orașul nostru, o bienală care îl va situa alături de celelalte europene și mondiale. Sper să reușim să organizăm de așa factură încât să ne putem mândri noi ca cetățenii acestui oraș cu acest subiect și de aceea avem nevoie de dumneavoastră să ne fiți alături, să ne sprijiniți și poate vă va fi util prin această experiență să dobândiți multe alte cunoștințe legate de această zonă interesantă, zic eu, pentru fiecare dintre noi, o zonă care vă poate îmbogăți și cu care puteți pleca acasă cu această bogăție de cunoaștere în plus. Dacă v-am convins, vă așteptăm să vă înscrieți pe site-ul Bienalei, bluebienal.com. Totodată, asociația lansează o invitație adresată adolescenților brașoveni de a participa la un concurs de eseuri, având ca temă cartea. Premiile concursului vor fi asigurate de 3 artiști vizuali participanți la bienală, acestea reprezentând concretizarea viziunilor artistice asupra eseurilor câștigătoare. Inside Brașov a împlinit 15 ani. Revista reprezintă proiectul de suflet al jurnalistei Ileana Gafton, care în urmă cu 15 ani a înființat o revistă destinată promovării activităților culturale și sportive din județul Brașov. Cum la vremea aceea cultura juca rolul cenușăresei, atât când vine vorba de buget cât și ca audiență, multă lume privea cu neîncredere proiectul. Pentru noi a fost foarte important acest moment de sărbătoare de 15 ani de Inside Brașov. Ce a însemnat asta? Asta a însemnat de mers pe teren, de bătut cu piciorul de la un colț la altul tot județul, a însemnat să descoperim lucruri noi pe care să le aducem după aceea în atenția publicului larg. Actualul prefect al Brașovului spune că a sprijinit revista încă de la primele apariții. Am sprijinit-o încă de acum 15 ani, de când eram vicepreședintele Consiliului Județean, la mulți ani Inside Brașov, la mulți ani Ileana Gafton, un exemplu de profesionalism și de consecvență, în egală măsură. Consiliul Județean a fost alături de publicație de-a lungul întregii sale existențe.
Vreau să o felicit pe Ileana Gafton și echipa ei, că reușește de 15 ani cu multe greutăți. Eu am cunoscut-o la prima ediție, în primul an, eram în altă funcție viceprimar municipiului Brașov și de atunci 15 ani se chinuie și promovează, este una din cele mai bune reviste pentru care promovează tradițiile din județul Brașov. La acest aniversar le dorim și noi colegilor de la Inside Brașov să continue să promoveze valorile județului nostru, cel puțin la fel de bine cum au făcut-o și până acum. Pentru că e septembrie, baza Olimpia se pregătește de turneu. Pasionații de sport știu că a devenit tradiție ca în prima jumătate a lunii septembrie terenurile de lângă bastionul Țesătorilor să găzduiască un turneu important de tenis. Anul acesta este vorba de un turneu ITF cu premii în valoare totală de $15.000, la care vor participa nume importante din tenisul românesc masculin și jucători de perspectivă din afara țării. O competiție, așa cum v-am zis, devenită tradițională, extrem de importantă pentru tenisiști jucători de tenis din România, pentru că ei au posibilitatea să obțină puncte ATP și să acceadă în clasamentul mondial. Principalul favorit al turneului este al doilea jucător român al momentului, Dragoș Dima, iar al doilea favorit este tot un român, Nicolae Frunză. Tinerii jucători români au șansa să câștige puncte ATP, care să îi ajute să facă pași spre elita tenisului mondial. Câștigătorul va obține 12 puncte ITP, care îl vor ajuta să urce în ierarhia mondială. Autoritățile județene se implică în organizarea turneului. După cum am promis anul trecut, încercăm să facem tradiția cu acest turneu ITF de $15.000 cu premii în valoare de $15.000. Sperăm ca la anul să ajungem un pic mai sus, să creștem valoarea premiilor, dar oricum ați văzut cum v-a spus și supervisorul, turneul de la Brașov de 15.000 este foarte echilibrat, sunt jucători foarte buni, sunt practic cei mai buni locul 2 și 3 din România. Adrian Gabor plănuiește pentru anul viitor un turneu feminin cu premii în valoare de $100.000, la care să participe și Simona Halep, pentru ca toți copiii din Brașov care iubesc tenisul să-și vadă idolul pe teren.